Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi continuăm clipulețele cu produsele de machiaj la sfârșit de an de 2022 și am hotărât să filmez următoarea rubrică și va fi cea cu bronzere și sculptore. Nu am atât de multe, dar am zis că să vă arăt și pe ele. Vreau să fac fiecare clipuleță, adică cu fiecare categorie aparte, nu vreau să introduc mai multe categorii într-o clipuleț, deoarece va fi prea lung și cred că pentru mine o să cot că este mult mai bine așa. Și să începem. Voi începe la început cu paletele. Nu am multe, am două. Prima este cea de la Oriflame The One Contouring Kit și eu am nuanța mai deschisă. Dacă nu mă greșesc, s-a da, ele erau ca și acum în varianta nouă, în două, două nuanțe, mai închis și mai deschis. Eu am aici nuanța cea mai deschisă și să vă arăt, este o paletă veche, cam așa arată. Aici avem bronzerul care îmi place destul de mult, l-am folosit, după cum puteți vedea are și gropiță, dar încep să se vadă liniuțele de la tăviță. Așa arată. Îmi place, îl folosesc cu mare drag. Nu mi-am cumpărat varianta nouă, fiindcă am zis să o folosesc pe aceasta veche, să vedem, vreau să mai încerc și altele în afară de Oriflame. Nu este atât de pigmentat, am încercat să vă fac un swatch pe mână și nu prea se observă atât de bine pe pe piele dar îmi place eu nu iubesc bronzere sau sculptor care scot prea tare în evidență obrajii dar ăsta este primul bronzer din colecția mea următorul este un contur și este acesta de la Faberlic. la fel sunt mai multe variante eu mi-am ales varianta cea mai deschisă după cum puteți vedea blașul este fără mat. La fel a căzut jos această paletă. Se întâmplă. Conturul l-am folosit foarte rar, deoarece mai mult iubesc bronzer decât contur, dar după cum puteți vedea, încerc să fac un swatch. Nu este atât de pigmentat, dar pe ten este mult mai pigmentat decât ceea ce vedeți voi pe ecran. Chiar încerc să fac un swatch și nu se observă. A rămas pe deget. Este destul de ok. Nu l-am folosit de ceva timp, dar la moment am în cosmetica decorativă blașul, care este ok, îmi place. Următorul produs de bronzare este acesta de la Essence Mosaic Compact Powder. Eu o folosesc ca bronzer, are 10 grame și după cum puteți vedea, la fel este fărâmată. Nu știu ce problemă am eu cu aceste produse, că cad pe jos și se fărâmă. Aceasta este o pudră pe care o folosesc ca bronzer, are sclipici și este destul de ok pentru mine această variantă, adică să folosesc ca bronzer, dar nu ca pudră. Ca pudră ar fi prea închisă pentru tenul meu. Și aceasta arată cam așa. La fel se observă foarte bine și dar pe pomeți arată extraordinar de plăcut. Următorul bronzer este acesta de la Jordani Gold și eu am nuanța așa Gold Sand, la fel are 10 grame. Pe el tot de mult nu l-am luat în folosință, dar este foarte drăguț. Nu știu de ce nu mi-am luat varianta mai închisă, cam așa arată. Am descoperit că mai mult iubesc bronzerul ca sculptorul și pe viitor, desigur că am să-mi cumpăr mai mult bronzer decât sculptor. Așa arată, este puțin si dar pe ten arată foarte bine. Un alt bronzer, la fel de la Oriflame Jordani Gold, sunt aceste perluțe, sunt Browsing Pearls Golden Edition și, nu știu, nu au o nuanță, acestea au 25 de grame, la fel îmi plac și acestea foarte mult, așa arată, are și blush, și iluminator, și bronzer, cred că toate împreună, dar amestecându-le arată foarte bine pe ten. La fel sunt sidefate, dar îmi place cum se aranjează și cum arată pomeții. Nu este foarte tare pigmentat, dar îmi place. Și nu mi-a rămas atât de multe. Următorul bronzer la fel este de la Oriflame, din gama The One, Face Stealer. Este acest stick bronzer. Și acesta câte grame are? 6 grame. Nu prea folosesc eu aceste bronzere de tip uh, cremos, dar uh, chiar este și el destul de ok. Eu nu-l folosesc așa ca creion pe eten. Eu uh, iau cu burețelul și pe urmă blenduiesc uh, pe zona care am nevoie. Este destul de ok și el și arată foarte drăguț, mai ales în perioada de vară. Chiar este extraordinar atunci când mai prins și puțin bronz. Chiar îmi place. Și următorul și ultimul până când din colecția mea bronzer este acesta de la Revolution. Are 15 grame, este unul foarte mare. Și eu am nuanța Holiday Romance. Aici vedeți foarte puțin, deoarece v-am arătat în produsele cosmetice că la fel a căzut și s-a fărâmat. Aici am lăsat doar cei ce nu s-a desprins de tăviță și să vă arăt nuanța. Îmi place foarte mult și acest bronzer. Îl folosesc la moment cu mare drag și mă bucur de el. Și se aranjează foarte bine pe pomeți, chiar și pe frunte când vreau să-mi fac puțin fruntea mai întunecată, îmi place foarte mult, dar vă arăt aici cel care rămas în recipient și care am hotărât să-l termin întâi de aici, restul l-am pus în acest borcanaș de la o cremă de la Oriflame. Royal Velvet și este foarte mult. Va fi un bronzer de tip pudră, așa l-am făcut să fie un bronzer de tip pudră și îmi va ajunge, cred că, de, pe foarte mult timp. Așa este, tot aceeași nuanță. Îl voi folosi cu mare drag și din acest recipient, dar întâi vreau să-l termin pe acesta de aici. Și cam aceasta este mica mea colecție de bronzere. A zice că este o colecție mică fiindcă față de cum au mai multe persoane până când mie mi ajunge, dar pe viitor dacă voi termina, desigur că îmi voi recumpăra și alte bronzere. Vă aștept în continuare pe canalul meu și desigur vă doresc toate cele bune.